Salutări, prieteni! Eu sunt Florent din YouTube și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, prieteni! Mult așteptatul videoclip cu echipa mea din FIFA 19 Mobile astăzi a venit aici pe canalul meu. Dar pe lângă echipa mea pe care vă voi prezenta-o astăzi, am noi informații despre turneul care va apărea în această seară, turneul cu legende. Am mici informații despre ce legende vor fi. Va fi Beckenbauer de 93 overall, central forward, va fi Roberto Carlos, left batter. Deci super, super tare, 92 overall Roberto Carlos, poate voi ajunge și eu la el. Va fi și un Vieira, dacă mi-aduc eu bine aminte, de 91, mijlocaș central. Și vom mai avea și un jucător de 89, respectiv 85 overall. Pe cel de 85 îl știu, îl cheamă Ferdinand, este central batter. Dar celălalt jucător de 89, mi-am amintit, este vorba de Jurgen Klose, care este striker. Deci aceștia sunt jucătorii care vor apărea în această seară la turneul cu legende. În plus față de această informație, o altă informație ar fi despre Team of the Week, unde a apărut săptămâna aceasta pentru a treia oară, nu știu dacă consecutiv, dar a treia oară în mai puțin de 2 luni, Lionel Messi. Asta datorită faptului că Leo Messi joacă foarte bine în realitate și cei de la EA Sport s-au gândit din nou să îl bage în acest joc. De această dată este pe poziția de cam, are un skill boost comun, ceea ce este foarte bine. În schimb, celelalte dăți a fost striker cu skill boost legendar, respectiv right winger, săptămâna trecută sau acum două săptămâni, cu skill boost rar. Dar acum este mult mai bine și până acum am strâns un starter din această săptămână cu Messi. Poate pe acest video am mai mult noroc și mai luăm și noi vreun starter sau nu este nimic dacă nu mai luăm nimic. În primele două pack-uri nu avem absolut nimic. Haideți să vedem acest pack de jos. Nici de această dată nu avem starter, nu este nimic, avem un starter, mai ar fi bine să mai ne pice vreo 2-3 starter ca să dăm mai puține puncte pentru Messi, dar eu deja l-am garantat pe Messi pentru că am vreo 900 și ceva de puncte, deci ajung sigur la Messi de 94 cam. Și acum într-un alt rând am merge la evenimentul la Liga Rivals să terminăm și ce am avut aici de făcut la acest eveniment. La meciul 1, desigur, am mai jucat eu și m-am gândit să mai fac acest jucător de 87. Am calculat și îmi trebuiau numai puțin de 210 puncte pentru a ajunge la acel jucător. Și plus că mai îmi rămân niște puncte, poate mai au vreun jucător de 83. Reușim acum să luăm și acest jucător de 87. Dacă s-ar încărca pack-ul acesta mai repede ar fi și mai bine. S-a încărcat și pack-ul, am luat și jucătorul 87. Și cred că mai avem puncte și de un jucător de 83 overall. Da, se pare că ne ajung punctele și la jucătorul de 83 overall, deci am luat destui jucători la acest eveniment la Liga Rivals, care a durat vreo 28 de zile. Vă voi arăta imediat și parcursul meu la acest eveniment. După ce luăm și acest jucător, ne mai rămân încă 14 puncte, cu care voi mai lua niște bănuți. Dar acesta a fost un eveniment destul de bun, datorită faptului că ați văzut și voi ultimul meu clip despre FIFA 19 Mobile pe canal, a fost cu tematica Dani Carvajal, pe care am reușit să îl iau
l-am introdus și în echipă. Veți vedea acest lucru peste câteva secunde când vă voi prezenta echipa mea oficială. Nu știu dacă voi mai face schimbări până la finalul acestui sezon, dar deocamdată această echipă este una fabuloasă. Acum vă arăt parcursul meu la acest eveniment. Am luat de la fiecare meci câte vreo 2 jucători ca să trec la următorul meci, după care pe final, ați văzut astăzi, pe final de eveniment am mai luat niște jucători. Și de la meciul 4 l-am luat pe Dani Carvajal. Și acum revenim la subiectul de astăzi, echipa mea. Voi începe să vă prezint echipa începând cu apărătorul stânga, care este acest băiat de la Athletic Club. Arată foarte bine acest cartonaș. Acest băiat se numește Yuri Berkish. Da, un nume destul de ciudat. Este un spaniol oricum. Are niște statusuri destul de bune, vedeți și voi. Poate aici va veni un Roberto Carlos în această seară, dacă voi reuși să-l fac la turneul cu legende. Acum trecem la central battle-ul. Primul central battle este Inigo Martinez, de 92 cu 8 skill boost, 100 overall. Ați văzut și celălalt central battle, dar îl voi prezenta și pe acela imediat, după ce vă arăt statusele acestui băiat, care sunt demențiale, sunt niște status extraordinare. 121 la agresivitate are acest băiat, 108 la marcaj, are și un skill boost favorabil de apărător, skill boost-ul aggression. Trecem la celălalt central battle, care este Bo Lee, de 93 cu 9 skill boost, 102 overall. Și această carte este foarte, foarte bună la statusuri, dar și mai important, este o carte excelentă în gameplay. Are 114 la agresivitate, 118 la sliding, la tackling, și are chiar și 100 reacții, 100 marcajul. Foarte bună și la cap această carte. Trecem acum la apărătorul dreapta, care, vă spuneam puțin mai devreme, este Dani Carvajal, de la evenimentul La Liga Rivals. O carte foarte bună, după părerea mea. Nu știu cât o voi ține în echipă, dar momentan este o carte binevenită aici, în echipa mea. Este o carte de 103 overall, cu tot cu skill boost-ul lui rar de 8. Are niște statusuri destul de interesante. Are 103 la dribbling, ceea ce este destul de ciudat pentru un apărător dreapta să aibă dribbling-ul atât de dezvoltat. Reacțiile 119, 110 marcaj, tackling, sliding, 122. La cap este foarte bună și această carte face heal to heal. Este destul de bună și această carte eu vă recomand. Dacă aveți bani, puteți să o cumpărați, nu este scumpă, este vreo 6 milioane pe market. Acum trecem la goalkeeperul nostru, care este legendarul Schmeichel. 94 overall cu 7 skill boost-uri, un total de 101 overall la mine în echipă. Are un skill boost epic, voi mai crește acest skill boost datorită evenimentului Carnival, evenimentului St. Patrick's Day și cam atât. Acestea ar mai fi evenimentele care mai rămân din această seară în FIFA noastră în mobile, deoarece în această seară dispare evenimentul La Liga Rivals, care a durat, după cum v-am spus la începutul videoului, 28 de zile, foarte mult față de Carnival, respectiv St. Patrick's Day, care au durat 14 zile și mai durează în continuare Carnival 3 zile, începând din această seară, respectiv 7 zile St. Patrick's Day. Haideți să trecem la calitățile acestui băiat, Schmeichel. Are 103 diving, 104 positioning, 94 handling, 109 la reflexe. Niște calități destul de bune. O carte care a jucat la Manchester United din Premier League. Danezul Schmeichel. O legendă care eu vă recomand în echipa voastră. Un portar foarte bun și în gameplay.
chiar dacă ar fi puțin mai bun Vardă, Van der Sar, și acest băiat este foarte, foarte bun. Trecem la primul mijlocaș central, este vorba de Kevin De Bruyne. Cred că este cea mai mare carte din echipa mea. Are 96 overall cu un skill boost de 8, deci în total 104 overall. Este o carte foarte, foarte bună. Are ruleta la dribbling și are niște calități foarte bune. Păcat că are un skill boost epic, dar în rest este o carte foarte, foarte bună. Vă recomand această carte. Este undeva la 1 milion și jumătate pe market, foarte ieftină pentru o carte de 91 Team Hero. Trecem la celălalt mijlocaș central. Pe acesta l-am cumpărat de pe market. Un mijlocaș central de la evenimentul La Liga Rivals de la Real Madrid, Dani Ceballos. Se potrivește perfect cu Dani Carvajal. De aceea l-am integrat în echipa mea și în plus are la dribbling și ruleta. Și are și niște calități foarte bune, după părerea mea. Să vedem cum este în gameplay. Am testat acest băiat, se descurcă cât de cât, are și un skill boost foarte favorabil. Skill boost comun, se crește foarte ușor. Trecem la mijlocașul central, care este cu o funcție mai de atacant. Este vorba de camul nostru Dele Alli, 92 overall cu 9 skill boost, un total de 101 overall. Arată foarte bine acest cartonaș. Cartonaș de la UEFA Champions League, joacă la Tottenham, echipă din Premier League. Englezul Dele Alli se potrivește perfect cu strikerul meu, pe care îl veți vedea în următoarele momente. Dar revenind la această carte, arată foarte bine, are ruleta la dribbling, ceea ce este foarte bine. Este foarte bine că am deja 3 jucători cu ruleta la dribbling. Trecem acum la left wingerul nostru, este vorba de Eden Hazard de la Chelsea din Premier League. O carte de la evenimentul Team of the Year de anul acesta, o carte foarte bună, care are 102 la pace. Are o accelerație extraordinară, 103, dribbling 108, foarte bun acest cartonaș, face și el de asemenea ruleta, dar din păcate are un skill boost destul de nașpa, doar 5 are skill boost-ul săracule de Nazar, pentru că nu am putut să-l cresc mai mult, este un skill boost epic, se fac foarte greu aceste skill boost-uri. În rest este un cartonaș foarte bun în gameplay, dă niște șuturi bestiale, portarul dacă e să fie șutul pe poartă, n-are cum să o apere. Decât dacă se numește Michael, portarul o apără. Aici avem doi right winger, îl vedeți aici pe Leo Messi de la Team of the Week, după cum v-am spus la începutul videoului. Unul dintre acei Messi de la Team of the Week de acum vreo 2-3 săptămâni, dar nu este right winger-ul din primul 11 al echipei mele, pentru că are niște calități mai bune, domnul Mohamed Salah, 93 overall cu tot și cu tot cu skill boost-ul lui de 9 comun, face 102, calități extraordinare, 116 dribbling, cred că are cel mai dezvoltat dribbling, 112 accelerație, o carte de nedescris, o carte foarte, foarte bună în gameplay, dau multe, multe goluri cu acest băiat, este foarte bun. Face de asemenea ruleta, ceea ce este foarte bine, un jucător de la Liverpool. Cam a rămas singurul jucător de la Liverpool, având în vedere că ultima mea echipă care a fost postată pe canal aveam vreo 5 jucători de la Liverpool. Acum acesta este singurul de la Liverpool. Și revenind și la strikerul nostru, este vorba de Harry Kane de la evenimentul Team of the Year. De asemenea, toți atacanții mei sunt de la evenimentul Team of the Year, un eveniment foarte bun pentru mine, unde am reușit să-l fac și pe Kylian Mbappé, pe care nu l-am vândut încă pentru că are un preț destul de mic pe market, 12 milioane pentru jucătorul de 94, este foarte ieftin. Vă recomand, dacă l-aveți în echipă, să nu îl vindeți, dacă încă îl mai aveți în echipă, pentru că sigur se va scumpi acest jucător, dar puțin mai târziu, pe la finalul acestui sezon de FIFA 19 Mobile. Revenind la Harry Kane, un jucător de asemenea foarte bun, are un skill boost rar, dar are un skill boost shout power, un skill boost foarte bun.
O carte destul de bună în gameplay, are 111 finishing, 98 dribbling, păcat că are heal-to-heal la dribbling, în rest o carte foarte, foarte bună în gameplay. Cam aceasta este echipa mea, băieți, 101 overall cu 120 chemistry, nu știu dacă vor mai apărea schimbări în această echipă, după evenimente ce vor mai apărea, o să vă anunț pe parcurs, dar momentan aceasta este echipa mea, 101 overall cu 120 chemistry. Și cam acestea fiind spuse, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați ca de obicei un like, un share pe Facebook, subscribe la canalul de YouTube și nu uitați că mâine de la ora 17 apare o nouă premieră pe canal și anume despre un nou tutorial pe care îl fac pentru voi, prieteni. Și acestea fiind spuse, să aveți o zi faină și la revedere, prieteni!